La redacția televiziunii Flor TV au ajuns niște imagini video, unde demonstrează că cetățenii orașului Florești nu respectă regulile unui oraș curat, aruncă gunoiul doar la câțiva pași de urne. Majoritatea oamenilor sunt conștienți că și ei sunt responsabili pentru curățenia orașului, dar acest lucru nu este suficient. Adeseori se întâmplă pe lângă urnele cu gunoi să întâlnești gunoi chiar jos. Foarte, foarte, foarte des. Dacă el trebuie să aibă sovise, dacă vede urna, să o pui urna acolo, dacă este urna, nu arunci jos. O greșită aici care nu faci cu ordine. Care aruncă, aici greșește. Aici orașul nu, dar aici el nu trebuie să arunce. Cum e drag acasă curățenie, trece și drag și la oraș. Ce ar trebui dintreprins? Mă gândesc de amendat. Ori poate de vorbi cu dânsul. Omul care el își duce gunoi acolo, el trebuie să iei seama unde pune gunoiul și ala. Da. Nu alăturea să-l pui, dar să-l pui în urnă. Вообще то это вот урны это нехорошее мероприятие. Что-то надо делать, потому что даже если они стоят, их никто не трогает, все равно как-то нехорошо. И с экологической точки зрения это нехорошо. Curățenia orașului și mai ales a mediului în care trăim este parte a calității vieții noastre. Menținerea în ordine nu ar trebui să depindă numai de firmele de salubrizare sau de autorități, ci și de cetățenii acestora, afirmă Sergiu Rusu, director Servicii Comunale Florești. Curățenia orașului depinde în primul rând de cetățeni, acei care sunt producătorii de deșeuri și care le aruncă. Desigur că noi avem stabilite anumite locuri, așa cum sunt containerele în orașul nostru, așa cum sunt poligoanele, teritoriul cărora sunt amplasate aceste containere, dar și dumneavoastră vedeți foarte des că foarte multe deșeuri, chiar și la aceleași poligoane unde sunt containerele, ele sunt alături de containere. Despre ce vorbește acest lucru? Vorbește despre faptul că o bună parte din cetățeni pur și simplu nu sunt conștienți de ceea ce fac. Ei consideră dacă ei vor arunca, se vor găsi numai decât alții care vor ridica deșeurile lor și le vor pune acolo unde ele trebuie să fie puse. De se întâmplă să găsiți gunoiul în preajma urnelor? Desigur, am avut perioade foarte încordate când containerele erau pline și în nemijlocit apropierea acestor containere, tot atât cât în container, atât și alături era. Și lucrătorii de la Servicii Comunale Florești, cei care încarcă aceste deșeuri, erau nevoiți să încarce containerul plin în autocamionul specializat, după aceea să încarce cu mâna în container și încă o dată să încarce. Procedura de penalizare nu este de competența Serviciului Comunale Florești. Aici trebuie să lucreze alte organe, așa cum este Poliția Municipală, așa cum este Inspectoratul Ecologic, am spus, chiar și Administrația Publică Locală. Din păcate, observăm tot mai multe mizerii aruncate pe lângă coșurile de gunoi, toate fiind purtate de vânt pe străzi, transformând din aceasta o adevărată gunoiște. Situația orașului în privința curățenii se va schimba atunci când se vor încadra și locuitorii orașului și instanțele corespunzătoare.